Pacea Domnului! Vă spun un bun venit în această seară la biserică. Pentru a deschide momentele de închinare, vă invit să cântăm imnul 356, Ca un cerb setos de ape. Pe fratele Simi Pop să vină să înalțe rugăciunea pentru deschidere. Bunule Tată care locuiești cerurile și jos pe pământ în inimile zdrobite și Duhul mâhnit, venim înaintea Ta în aceste clipe și vrem să-ți mulțumim pentru că încă o săptămână ai fost alături de noi. Amin. Îți mulțumim de viață, de sănătate și de tot ce ne-ai dat din harul Tău. Primește mulțumirile noastre, primește și inimile în această seară pe altarul Tău ca o jertfă. Pregătește-le pentru primirea cuvântului Tău. În vederea aceasta te rugăm, îmbracă-ți solul pe care l-ai rânduit la această oră cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Că El să ia din ale tale să ne descopere adevărul prezent, adevărul necesar pentru a ne apropia de Tine, măcar un pas în seara aceasta, și nu numai să ne tot pregătim, ci să fim gata în orice moment de a ne întâlni cu Tine.
Acolo unde noi nu putem ajunge, Tu poți ajunge prin Duhul Tău și prin prezența Ta la paturile celor bolnavi. Te rugăm pentru surorile și frații noștri, atât de aici din comunitate, cât și de pretutindeni. Aceia care strigă la Tine, lasă să găsească un răspuns potrivit cu bunătatea și iubirea Ta. Pentru tot ce ai făcut și vei face, îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Mă bucur că ați ales că în această seară să fim la biserică. Putem să avem momente binecuvântate în care să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, să ne bucurăm de părtășie împreună, de cuvânt. Înainte de a deschide mesajul și cuvântul din partea Domnului, am înțeles că avem câțiva copii care au pregătit, să zică, psalmul 16, nu? Îi invit să vină în față și să ne recite psalmii care i-au învățat pentru această ocazie. Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, iar oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Amin. Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, iar oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfe le lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Domnul e îndrept solțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la solț. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnul inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul meu se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui caplea iubitul tău să vadă potle jilea, îmi vei arăta călarea vieții înaintea
fecei tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Amin. Mulțumim tare mult, mulțumim copiilor pentru psalmi, mulțumim părinților pentru răbdare și pentru consecvență. Vedeți că în fiecare sabat sunt copii, aceiași copii care învață psalmii și asta este o bucurie pentru noi, atât pentru părinți și sperăm că și pentru ei. Mai sunt copii care doresc să spună astăzi sau voi sunteți programate pe mâine? Pe mâine. Tot pe mâine? Perfect. Atunci vă așteptăm mâine. Înainte de a asculta mesajul din partea Domnului rostit în această seară de Ciprian, mai avem ocazia să cântăm câteva piese, dacă aveți vreo piesă preferată care nu s-a cântat de mult și doriți să o cântăm împreună, da? 643 și mai stă încă o mână. Obosit și frân de calea lungă. 643, după care obosit. Iar următoarea piesă este 320, obosit și frânt de cale lungă. Nu știu dacă ați observat, dar când ați venit la biserică, în sală, pe scaune sau pe bănci și între bănci, au apărut noi șnururi cu un nou scris. Am încercat, sau se propune o nouă organizare a locurilor în biserică, în ideea de a respecta distanțarea socială, dar și de a crea mai multe locuri pentru membrii bisericii care vin la biserică. În mod special pentru ora 11, când dimineața nu avem destule locuri. De aceea am lăsat pe margini băncile, am lăsat pe margini băncile cu mai multe rânduri și acolo pot să stea familiile numeroase, iar pe centru am împărțit bănțile pe mijloc și sunt intercalate. Pe cât posibil încercați să respectați aceste indicații pentru a avea cât mai multe locuri în biserică. Haideți să cântăm imnul 320. Thank you.
Mulțumim pentru această piesă. Nu s-a cântat de mult, să știți. Din câte știu, eu n-am auzit-o de mult în biserică. Mulțumim. În continuare, vă invit să ascultăm cuvântul Domnului. Seara și pacea Domnului! Mă bucur că sunteți într-un număr așa de frumos la biserică în seara aceasta și mă bucur că și eu sunt în mijlocul dumneavoastră și pot să slujesc. Este puțin amuzantă situația cum am ajuns să predic în această vineri seară. Dacă vreți, am să vă povestesc. Era săptămâna aceasta, spre joi, m-am dus până la Cluj să-mi fac un certificat medico-legal, clasa a doua, pentru pilot de avion. Dacă știți, Aeroclubul României dă oportunitatea tinerilor până în 23 de ani să studieze diferite cursuri de planorism, pilot de avion sau parașutism. Și văzând această oportunitate, că cursurile sunt gratis, m-am gândit să mă înscriu să licențiez ca pilot de avion pe ULM, avioane ultraușoare. Și m-am dus până la Cluj, deoarece îmi trebuia un certificat medico-legal clasa a doua, că sunt în regulă din punct de vedere medical. Am ajuns la Cluj, înaintea mea a mai fost un băiat care, din păcate, avea zbron și nu a putut să îi se ofere certificatul ăla. M-au verificat și pe mine, mi s-a oferit certificatul și, plin de bucurie că am luat certificatul medical și pot să particip la cursuri și o să pot să licențiez dacă voi învăța. M-am întors de la Cluj cu viteză așa de parcă zice că nu mai conduc mașină, că conduc avion. Și pe la Ernut era o coloană lungă de mașini în fața mea și am zis eu, ce stau eu în coloană așa, să mă pun să-i depășesc, să ajung mai repede acasă. Și când i-am depășit, primul care stătea în coloană era o mașină de poliție. Și am frânat așa cu viteză drept în fundul lor, să zic așa, și când m-au depistat, m-au văzut, bineînțeles, în oglindă, au pornit girofarurile și coborât la mine și spune, știți că ați depășit pe trecerea de pietoni, linie continuă, deja știam că o lună de zile trebuie să-mi ia permisul pentru treaba asta. Faci, trageți mașina după noi ca să nu încurcăm aici circulația. Am tras mașina după ei. Și era o doamnă polițistă, vine la mine și face, știți ce ați făcut, nu? Zic, da, știu. Zic, vă rog frumos, nu mă iertați, promit, n-am să mai fac. Ce credeți, m-au iertat sau m-au taxat? Cine zice că m-au iertat? Cine crede că m-au iertat? Ăștia care ziceți că m-au iertat, sunteți cu dragostea lui Iisus, Dumnezeu iartă pe toți. Glumesc. Nu m-au iertat. Nu mă iertați pentru că și Dumnezeu ne iubește, dar consecințele trebuie să le suportăm până la urmă și cu dragoste mi-a dat 30 de zile fără permis, mi-a luat permisul. Așa că supărat am plecat acasă spre Târgu Mureș și mă sună Amy și îmi spune, Ciprian, vineri seara sunt descoperit și n-ai vrea să ții tu o predică și știi că îți ia permisul, mai mult timp la dispoziție așa și sătul de să caut mereu scuze, că știți, noi oamenii căutăm de multe ori scuze și scuzele sunt mai mult niște minciuni pentru lucrurile pe care noi nu vrem să le facem. Sătul să caut scuze la Emi, că așa fac eu mereu când mă pun cineva să predic și fratele Petrică și Emi și oricine, caut scuze, ba că am examene, ba că am prea mult de învățat. Ajunsese așa într-o discuție, într-o situație penibilă, că Emi se ruga de mine și eu mă rugam de el să nu predic. Și am zis, gata cu minciunile, nu mai îmi caut scuze și mă pun și îmi fac un subiect de predică și am să vin și am să vi-l prezint. Așa că cred că a fost voia lui Dumnezeu să se întâmple lucrurile de așa natură, încât să ajung aici în seara asta și totul este cu voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Titlul meditației din seara aceasta se intitulează Cel mai mare păcat. Există un păcat de care nimeni nu este ferit. Este prezent în viața la toți oamenii. Păcatul ăsta despre care vreau să vă vorbesc, când îl vedem la un alt om, ne enervează foarte tare, ne enervează puternic.
Cu toate că noi îl avem în viața noastră, noi nu îl vedem niciodată că îl avem. Am întâlnit oameni care recunosc că sunt țâfnoși, oameni care recunosc că au problemă cu băutura, oameni care nu rezistă ispitei femeilor sau oameni care chiar recunosc că sunt foarte lași. Însă nu am întâlnit niciun om care să recunoască că are păcatul ăsta despre care vreau să vă vorbesc. Și cu cât îl vezi păcatul ăsta că se manifestă în viața cuiva, cu atât te enervează mai tare. Zici, de ce se manifestă în viața omului respectiv? Iar paradoxal este că cu toate că tu îl ai, păcatul ăsta în suflet, când îl vezi la altcineva care îl are, te indispune cumplit. Despre ce păcat credeți că este vorba? Se aude bine. Mândria, da. Dacă nu vă dădeați seama, adică n-aveați cum să nu vă dați seama, că este clar ca bună ziua. Este vorba de păcatul mândriei sau trufiei. Iar în virtutea creștină, opusul lui este numită cum? Umilință. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre păcatul ăsta al trufiei, despre păcatul mândriei. Cred că este un păcat care este prezent în viața noastră. Eu l-am luat din viața mea, am avut probleme cu el, să zic așa, și cred că toți, la un anumit capitol al vieții noastre, avem problema aceasta cu acest păcat, cu mândria, când ne urcăm pe un pedestal și nu mai putem să coborâm de acolo. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în seara aceasta, în Isaia, la capitolul 14, de unde vom citi de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă, miras la tine. Te privesc cu luare aminte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustiu, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război? Toți împărații neamurilor, da, toți se odihnesc cu cinste fiecare în mormântul lui, dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău ca o ramură disprețuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie, aruncată pe pietrele unei gropi ca un hoit călcat în picioare. Amin. Lipsa de castitate, mânia, lăcomia sau furia sunt mărunțișuri în comparație cu mândria. Diavolul a devenit diavol însuși prin mândrie, însuși prin trufie. Toate celelalte păcate și vicii pleacă de la mândrie. Mândria este starea de spirit total potrivnică lui Dumnezeu. Credeți că exagerez? Am spus puțin mai înainte că omul detestă cu atât mai mult mândria altora, cu cât el este mai mândru. Țineți minte, cu cât omul este mai mândru, cu atât nu suportă să vadă mândrie la cei din jurul său. De fapt, dacă vreți să aflați cât de mândri sunteți, puteți să vă puneți următoarea întrebare. Cât de mult îmi displace atunci când oamenii îmi dau peste nas sau se bagă peste mine sau mă iau de sus sau fac pe grozavii? Problema este că mândria fiecăruia este în competiție cu mândria celorlalți. Sunt atât de supărat că altcineva se află în centrul atenției pentru că aș fi vrut ca eu să fiu în centrul atenției. Doi concurenți nu se înțeleg niciodată. Mândria este competitivă prin felul ei de a fi. Mândria nu-și găsește folosința în a avea ceva, ci în a avea ceva mai mult decât altcineva. Spunem că oamenii sunt mândri pentru că sunt bogați, pentru că sunt deștepți sau pentru că sunt arătoși. Nu este adevărat. Oamenii sunt mândri pentru că sunt mai bogați decât alții, mai deștepți decât alții sau poate mai arătoși decât alții.
N-ar mai exista niciun motiv de mândrie dacă n-ar mai exista competiția și stilul acesta de comparație. Comparația este cea care te face să fii mândru. Plăcerea de a fi deasupra celorlalți timp de o clipă. Impulsul sexual poate aduce în competiție doi bărbați deoarece ei doresc aceeași femeie. Însă, impulsul acesta este doar un accident. Nu ar fi putut să dorească două femei diferite? Dar un om trufaș îți va lua femeia nu pentru că o dorește, ci numai pentru a-și dovedi lui însuși că este un bărbat mai bun decât tine. Aproape toate relele din lume sunt puse pe seama lăcomiei sau egoismului, dar de fapt, mai mult sau mai puțin, sunt rezultatul trufiei. De pildă banii. Lăcomia îi face cu siguranță pe oameni să dorească bani, pentru a avea un concediu mai bun, o casă mai bună, o mașină mai bună. Însă, ceea ce este în spate, de fapt, este mândria. Nu i-ar ajunge de pildă unui om să trăiască cu 10.000 de euro pe an, de ce vrea totuși 20.000 de euro pe an? Să dăm așa un exemplu. Ce îl determină să dorească să facă mai mulți bani? Lăcomia? Nu. 10.000 de euro este o sumă cu care îți poți satisface majoritatea poftelor și nu ai nevoie de mai mulți bani. Însă, omul dorește să-și sporească averea din mândrie, pentru a avea putere, să arate că este mai sus decât ceilalți. Puterea este cea care bucură cu adevărat mândria. Nimic nu-l face pe un om să se simtă mai bine decât puterea. Cu puterea de a-i manevra pe ceilalți ca niște soldăței de plumb, omul se simte bine. Un alt exemplu. Ce o face pe o fată frumoasă să se îmbrace provocator și să-i subjuge pe toți bărbații care sunt cali? Sigur, nu e vorba de instinctul său sexual, deoarece aceste fete, majoritatea dintre ele sunt firave sau nu au ajuns la deplină maturitate a cunoștinței. Însă, faptul că vor să arate ceva, dacă au sau nu, toate acestea sunt făcute din mândrie. Ce îndeamnă un conducător politic sau o întreagă națiune să ceară la nesfârșit mai mult și mai mult? Din nou, mândria. Dacă sunt un om trufaș, orice om de pe lume care este mai puternic sau mai bogat decât mine va deveni rivalul meu, dușmanul meu. Până acum am stabilit ce poate face trufia între noi oamenii și cum ne poate separa aceasta. Însă adevărata problemă este că mândria și trufia nu ne separă doar între noi ca oameni, ci ne separă și de Dumnezeu. Fraților, în Dumnezeu afli ceva care ți este superior din toate punctele de vedere. Dacă tu nu ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu astfel și ca urmare nu poți recunoaște că tu nu ești nimic față de Dumnezeu, nu-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Un om mândru se uită întotdeauna de sus, la lucruri și la oameni. Și pe bună seamă, atâta timp cât privești în jos, nu poți vedea ce este deasupra ta. Și aici se naște nevroza mea spirituală. Nu am putut niciodată înțelege cum se poate ca oamenii care sunt evident roșii de mândrie să spună că cred în Dumnezeu și să aibă impresia că sunt foarte religioși. Cum pot oamenii care știu clar că păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu să vină în biserică și să se închine? Mă tem că toți oamenii aceștia se închină unui Dumnezeu imaginar. Dumnezeu nu urăște altceva mai mult decât mândria religioasă, să te bați cu pumnul în piept și tu să-i oferi o supunere imaginară. Din fericire, este un test pe care îl poți face pentru a-ți da seama unde te afli. Ori de câte ori ni se pare că viața noastră religioasă este foarte bună sau este mai bună decât a celorlalți din jurul nostru, să știți că nu am fost amăgiți de Dumnezeu, ci de către diavol. Vreau să vă citesc câteva paragrafe din Adevărul despre Îngeri de la capitolul 3, despre Lucifer înainte de a cădea în păcat, cum era viața acestui înger. În ceruri, Lucifer a fost înainte de răzvrătirea sa un înger măreț și înălțat în ceea ce privește onoarea.
fruntea lui mare și lată, arătând un intelect puternic. O lumină specială îi lumina înfățișarea și strălucea împrejurul lui cu mai multă strălucire și mai frumos decât în jurul celorlalți îngeri. El a fost înălțat dintre toate ființele create, cel dinainte în a descoperi planurile lui Dumnezeu înaintea Universului. El, Lucifer, avea o cunoștință de inestimabilă valoare a bogățiilor veșnice pe care omul nu o posedă. Apoi, brusc, dintr-o dată, a apărut ceva în sufletul lui, în inima lui Lucifer, mândria. Satana era gelos și invidios pe Domnul Hristos. Totuși, atunci când toți îngerii s-au plecat înaintea lui Iisus în semn de recunoaștere a supremației, a autorității și domniei sale legitime, Satana s-a plecat și el împreună cu ei. Însă inima lui era plină de invidie și ură. Fraților, de multe ori ne plecăm și noi capul ca Lucifer și spunem, am lăsat de la mine sau lasă, treacă de la mine treaba asta. Însă dacă treaba asta nu o spui cu adevărată inimă, când lași de la tine și în sufletul tău ai exact ca Lucifer, zice că era inima lui era plină de invidie și ură. El s-a plecat cum s-au plecat toți ceilalți îngeri. Însă ce era în sufletul lui? Nu ne se întâmplă și nouă de multe ori ca să avem o atitudine asta de te-am iertat sau lasă de la mine astăzi, însă în inima noastră să nu fie curăție de plină. Numai noi și Dumnezeu știm ce se află în inima noastră. Ceea mi s-a părut foarte interesant la viața lui Lucifer este că în istoria mântuirii, probabil că majoritatea dintre dumneavoastră știți, este că Satana a căutat restabilirea. Și vreau să vă citesc câteva fragmente din istoria mântuirii. Satana s-a cutremurat când și-a privit lucrarea. Se afla singur meditând la planurile lui trecute, prezente și viitoare. Făptura lui puternică s-a scuturat din cauza furtunii. Tocmai trecea un înger din cer. El l-a chemat și l-a rugat fierbinte să-i rânduiască o întrevedere cu Hristos. Acest lucru i-a fost acordat și atunci el a spus Fiului lui Dumnezeu că se pocăia de rebeliunea lui și că dorea să aibă din nou favoarea lui Dumnezeu. El voia să ocupe locul pe care Dumnezeu îl stabilise mai înainte și să se afle sub conducerea lui înțeleaptă. Domnul Hristos a plâns durerea lui Satana, dar i-a spus ceea ce era în gândul lui Dumnezeu, că el nu mai putea fi primit în cer niciodată. Cerul nu trebuia pus în primejdie. Nu avea nicio scuză pentru răzvrătirea lui. Legea lui Dumnezeu putea condamna, dar nu putea ierta. El, și aici este foarte important, nu se căia de răzvrătirea lui pentru că vedea bunătatea lui Dumnezeu de care abuzase. Nu era posibil ca dragostea lui față de Hristos să fi crescut atât de mult de la căderea lui încât să-l conducă la supunere de bunăvoie și ascultare voioasă. Cauzele întristării lui erau nefericirea pe care o simțea din cauza pierderii luminii plăcute a cerului, simțământul vinovăției care l-a păsa și dezamăgirea datorată neîmplinirii așteptărilor lui. Satana a văzut gravitatea păcatului lui și a vrut să se întoarcă înapoi sus în cer, însă nu a mai avut ocazia aceasta din cauza mândriei. A vrut să se întoarcă, dar nu dintr-o dragoste sinceră, doar din cauza că știa că a pierdut totul. Degeaba vom căuta restabilirea la timpul din urmă, frații mei. Aceasta este ideea pe care vreau să o transmit din acest paragraf. Degeaba, totul în zadar, dacă vom dori cerul numai din dorința că știm ce am pierdut. Trebuie să ne trăim fiecare zi ca și cum am fi în cer. Știu că vorbele astea vi s-au spus de multe ori, însă haideți să punem în practică treaba asta, să ne străduim ca să trăim pe pământ ca și cum am fi în cer. Pentru ce să ne pară rău mai târziu? Să încercăm să fim credincioși față de Dumnezeu începând de azi. Înainte de a părăsi acest subiect al mândriei, vreau să previn interpretarea greșită a patru lucruri. Plăcerea de a fi lăudat nu este același lucru cu mândria. Copilul care este lăudat că a învățat bine, femeia cărei frumusețe este apreciată de către bărbatul ei,
Sufletul mântuit care este lăudat de Hristos, care spune, bine rob, bun și credincios, bine ai făcut, acestea toate nu vin din mândrie. Plăcerea aceasta nu provine din iubirea de sine, ci din simplu fapt că o altă persoană îți mulțumește pe bună dreptate și te apreciază. Cu alte cuvinte, mai popular zis, nu căuta să te lauzi tu singur, lasă-i pe alții să te laude. Omul trufaș spune, de ce ar trebui să-mi pese mie de aplauzele prostimii, ca și cum părerea lor ar avea vreo valoare? Aceasta înseamnă lauda de sine. 2. Se zice că un om se mândrește cu tatălui sau cu fiul lui sau cu școala sau cu poziția pe care o ocupă într-o instituție sau într-o firmă. Și se poate pune întrebarea. Acest fel de mândrie este păcat? Eu nu cred că a te mândri cu cineva nu înseamnă a păcătui, ci a admira pe acel cineva din toată inima. Da, dacă ar însemna ca persoana respectivă să se umfle în pene zicând, uite, tatăl meu este așa, fiul meu mă poate ajuta situația asta. Da, atunci să zicem că ar fi puțină mândrie. Însă și această mândrie nu este atât de condamnabilă față de mândria de sine, de lauda de sine și de dragostea de sine. 3. Nu trebuie să ne închipuim că Dumnezeu interzice mândria, că îl jignește sau că ne cere umilință ca pe o datorie față de demnitatea Lui. Ca și cum Dumnezeu ar fi mândru. Nu, nu-L preocupă câtuși de puțin demnitatea Lui. Să nu vă închipuiți, dacă veți întâlni un om într-adevăr umil, el să semene cu acei oameni din zilele noastre pe care îi considerăm umili. Un om umil nu este un ingușitor sau un om care nu are părere personală. Un om umil este o persoană optimistă și nu se lasă călcat în picioare de ceilalți. Un om umil este o persoană inteligentă. Dacă vrei să fii o astfel de persoană, primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți dai seama că ești mândru. Și dacă nu poți să treci de pasul acesta, restul nu se poate realiza. Dacă crezi despre tine că nu ești îngânfat în momentul de față, să știi că ești foarte îngânfat. Zice în Iosua 1:5, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Știți care este asemănarea între un termometru și un termostat? Care este asemănarea între un termometru și un termostat? Funcționează cu același lichid, da? Cum a spus? Termostatul determină temperatura, da? Ideea e că amândouă arată temperatura, și termometru și termostatul. Acum sunt termometre de cameră, termometre care se folosesc în spital, termostatele sunt instalate pe electrocasnice, pot fi folosite în instalații industriale sau chiar pot fi puse la încălzirea unei locuințe. Însă, care este acum diferența dintre un termometru și un termostat? Diferența este... Da. Da, termostatul și reglează temperatura. Foarte bine a spus. Termometru doar arată temperatura, însă termostatul reglează temperatura ca să fie în parametrii în care este stabilit. Sunt două categorii de oameni în lumea asta. Oameni care sunt termometre și oameni care sunt termostate. Oamenii care sunt ca termometru văd că nu este bine, văd că lucrurile generează, dar neștiind ce să facă, vor merge mai departe așa, doar indică temperatura. Și sunt oameni care sunt ca termostatele, care atunci când lucrurile nu merg bine, vor cere lui Dumnezeu să reașeze lucrurile la parametrii care trebuie. Așa că, fraților, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Adi, te rog să afișezi imaginea cu Capela Sixtină. Ați auzit despre Michelangelo. A fost alături de Leonardo da Vinci,
unul dintre cei mai mari artiști din perioada Renașterii italiene și unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile, nu numai din acea perioadă. Papa l-a rugat pe Michelangelo să picteze Capela Sixtină. Capela Sixtină se numește așa deoarece a fost construită de către pontiful Sixt al IV-lea. Cu toate că Michelangelo nu ar fi acceptat să o picteze inițial, deoarece ar fi protestat că el este un sculptor și nu un pictor, acesta a ales totuși să o picteze în ciuda insistențelor papei. Inițial Michelangelo credea că este o conspirație și că dușmanii lui l-ar fi pus să picteze această capelă, el nefiind capabil, toată viața făcând numai sculptură. Totuși, pentru că papa a insistat, s-a hotărât ca să o picteze și a zis să facă o treabă așa de mântuială. A zis că pictează numai 12 apostoli, o să chemi niște artiști contemporani care erau atunci cu el și o să o scoată la capăt. Însă Michelangelo, când a intrat în Capela Sixtină, spune că a închis ușa și i-a dat pe toți afară și timp de 4 ani s-a întâmplat cea mai mare capodoperă, care o cunoaște mai drept Capela Sixtină. Abia dacă se poate vedea că un singur om a putut să realizeze un ansamblu atât de monumental, cum vedeți în poze. Totul a fost pictat stând pe spate. Se spune că Michelangelo și când primea o scrisoare, se așeza pe spate și o citea așa. Se uita la scrisoare pentru că, făcând atât de multă pictură stând pe spate, până și scrisorile le citea stând pe spate. Încă de la început până la sfârșit este prezentată un fel de istoria mântuirii biblică. Nu am avut ocazia niciodată să ajung la Roma să o văd, însă îmi doresc foarte mult și vreau să ne oprim asupra unei scene care o găsim pe Capela Sixtină. Una dintre cele mai frumoase scene ce o regăsim în Capela Sixtină este creierea lui Adam. Și acum vă citesc ce spune un profesor de istoria artei, Ernest Gombrich. Nimeni nu poate abate atenția de la subiectul principal. Adam e întins pe pământ în toată frumusețea și vigoarea cu care îl putem înzestra. În fața lui, purtat parcă de eter, apare Dumnezeu Tatăl susținut de îngeri, îmbrăcat cu un amplu veșmânt alb care se umflă ca o pânză. Mâna întinsă încă nu atinge pe a lui Adam, dar primul om se trezește dintr-un somn adânc și contemplă față de Creatorul său. Acum, întrebare. Știți de ce degetul lui Dumnezeu și degetul lui Adam nu se ating deloc în această capodoperă? Cine știe să-mi răspundă la întrebarea aceasta, îi voi oferi ca premiu această carte care descrie viața lui Michelangelo, capodoperele sale, istoria vieții sale și ce a mai făcut el. De ce credeți că nu se ating degetul lui Dumnezeu și degetul lui Adam în această capodoperă? Haideți, curaj, vă ofer și un premiu. Știam că o să fiți puțin mai deficitar la a da răspunsuri și așa am zis să vă motivez. Dacă nu, nu primiți nimic. Îmi pare că nu vreți premiu. Nimeni? Încercați măcar să dați un răspuns. De ce nu se apropie degetul lui Dumnezeu față de degetul lui Adam? Cum? Nu. Pentru că Adam... Nu, n-am înțeles mai tare. Nu. Da, toate sunt răspunsuri inteligente, însă nu ăsta este
Nu ăsta este motivul. În lucrare, degetul lui Dumnezeu este întins la maxim, însă falangele degetelor lui Adam sunt contractate, ceea ce înseamnă că Dumnezeu întotdeauna este gata să-l atingă pe om, însă totul depinde dacă omul vrea să-l atingă pe Dumnezeu. Alegerea este a omului. Falangele contractate ale degetului lui Adam reprezintă liberul arbitru. Acum, vă mai amintiți ceea ce vă spuneam despre termometru și termostate? Un termostat, ca să funcționeze, trebuie să fie legat la un aparat de răcire sau de căldură. La fel și omul trebuie să fie legat de Dumnezeu. Fraților, dacă vrei să scăpăm de mândrie și de celelalte păcate, trebuie să ne conectăm la Dumnezeu. Dumnezeu nu te obligă, fratele meu. Alegerea ți aparține. Să ne ajute Dumnezeu să fim cu toții în cer și să-L căutăm pe El. Alegerea ne aparține. Amin. Amin. Îmi pare rău că nu am dat cadou, dar nu ați...